Salutare, privitorule, și bine ai venit pe canalul meu. Dacă ești deținătorul unei console Xbox One, să știi că peste două zile, mai exact pe 27 octombrie 2015, se lansează jocul Halo 5 The Guardians, exclusiv pentru această consolă. Iar dacă nu ai această consolă și dorești să-ți cumperi una, eu te sfătuiesc să-ți cumperi, pentru că perioada sărbătorilor de iarnă o să fie favorabilă mai mult utilizatorilor de Xbox One. Sunt vreo două titluri exclusive care se vor lansa, pe lângă celelalte titluri multi-platform. Dar dacă nu o să ajungi să-ți cumperi consola, eu o să fac prezentarea completă a acestui joc, o să o pun pe canalul meu și te invit să o urmărești. Așadar, Halo 5 este un joc first person shooter care va avea campanie single player cât și multiplayer. În campania single player vei juca în rolul lui Spartan Locke alături de încă 3 coechipieri care te vor ajuta să-l găsești pe Master Chief, aka John 117. Halo 5 este continuarea poveștii din Halo 4, iar abilitățile sunt prezente și în acest joc cu mici modificări, cum ar fi Thruster Pack. Thruster Pack este asemănător cu cel din Halo 4, numai că acum te poți mișca cu rapiditate în toate direcțiile. Ground Pound, în timp ce ești în aer, poți să-ți ia vânt și să lovești inamicii de sub tine, eventual omorându-i pe loc. Clamber, dacă ratezi o margine, poți să te agăți cu mâna și să te ridici. Slide, în timp ce alergi, poți să aluneci și poți să seceri picioarele inamicilor. Charge, în timp ce alergi, poți să intri cu umărul în inamici. Sprint, bineînțeles că poți să faci sprint, poți să alergi. Numai că în timp ce alergi, scutul nu se va mai reîncărca. Și Smart Scope, o funcție zoom pe care o poți folosi la toate armele și fiecare armă va avea un anumit nivel de zoom. Campania single player a jocului Halo 5 va fi de două ori mai mare decât cea a jocului Halo 4. Jocul este dezvoltat de cei de la 343 Industries și publicat de Microsoft Studios. Cam atât pentru astăzi. Dragilor, dacă aveți întrebări, eu le aștept în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem pe data de 27 octombrie pentru a-i face o prezentare completă, după cum am mai spus. Eu v-am lăsat, să aveți o zi, dimineață sau seară cât mai plăcută. Ciao, ciao!